În urma accidentului, societatea civilă și mai mulți lideri politici au cerut demisia sau demiterea lui Gabriel Oprea din toate funcțiile politice deținute, apreciind că acesta a folosit abuziv coloana oficială în ziua accidentului. Inclusiv președintele Klaus Iohannis a cerut lămuriri în acest caz. Nu am știut de ce. Eu nu am văzut accidentul. Nu am știut că este vorba despre un accident. Am văzut doar mașina de poliție din față oprită și pe cei doi polițiști coborând și alergând. Unul dintre ei ne-a făcut semn să continuăm deplasarea și mașina în care mă aflam a pornit de pe loc. Mașina de poliție și cei doi colegi rămăseseră acolo. Abia după ce depășisem locul accidentului, am aflat ce s-a întâmplat. Am comunicat imediat cu șefii de structuri din Ministerul Afacerilor Interne pentru intervenția de urgență a echipajului smurt și le-am solicitat să fiu permanent informat cu privire la ce se întâmplă. Potrivit regulamentului de aplicare a codului rutier, echipaje ale poliției rutiere asigură însoțirea coloanelor oficiale doar în cazul șefului statului, președintelui Senatului, președintelui Camerei Deputaților și primului ministru. Miniștrii pot beneficia de însoțire cu echipajele poliției rutiere doar în situații deosebite, care impun deplasarea în regim de urgență, conform prevederilor legale. Mai mulți lideri politici, precum și organizații neguvernamentale, au cerut demisia lui Gabriel Oprea din funcțiile de vicepremier și ministru de interne, dar și lămurirea circumstanțelor accidentului, a cărui victimă a fost Bogdan Gigină.